Cunoscut iubitorilor de ciclism drept Comana Bike Fest, concursul de mountain bike din Parcul Natural Comana și-a schimbat denumirea în Cupa Tabere cu Suflet, odată cu ediția din 2013. Competiția va avea loc sâmbătă 18 mai în aceeași locație, Pădurea Comana, însă pe 3 trasee în loc de 2, cel mai nou fiind dedicat exclusiv copiilor sub 15 ani. La concursul ciclist va participa la categoria peste 50 de ani și veteranul giurgiuvean Cezar Jipa, care țintește podiumul. La categoria mea, adică Forever Young, până acum am găsit vreo 8-5, deci eu am speranță și mâine să prind un podium, am notat numerele acum cu adversarii, doar 2 știu. Evenimentul sportiv va debuta în jurul orei 10, festivitatea de premiere urmând să aibă loc după amiază. Pe lângă iubitorii de sport și mișcare în aer liber, sunt așteptate și persoanele care vor să petreacă o zi de neuitat la iarbă verde.